Salutare tinerilor și bine ați venit la un nou unboxing pe canal. Astăzi am o lampă LED pentru voi, o scoatem din pachet. Am cumpărat-o de la Lidl, asta ca să știți și voi și să scutim niște întrebări, ca să zic așa, sau niște comentarii. Vedem aici lampa, este o lampă LED cu 9 LED-uri din ce vedem aici. Cam asta așa, are un gât, ca să zic așa, flexibil. Bine, marketing, se laudă cu o eficiență de 80%, toate nebuniile astea. Aici avem și specificațiile în limba română. Avem un design modern cu braț metalic flexibil, 9 LED-uri economice cu lumină albă caldă, picior cu suport pentru protejarea mobilei. Cablu de alimentare de circa 1,75 de metri cu întrerupător. Include alimentator cu ștecher și instrucțiuni de utilizare. Înălțime circa 41 de centimetri, înălțimea maximă. Diametru piciorului circa 11,5 cm. Consumă aproape 2,5 W. Puterea fiecărui LED este de circa 0,5 W. LED-urile nu pot fi schimbate. Economie de energie de până la 80% în comparație cu un bec incandescent normal de 15 W. Normal că este pe LED și consumă mai puțin curent decât un bec normal incandescent. Haideți să scoatem această minunăție din pachetel. Hai să vedem ce se află aici. Să o dăm și noi așa. Bam, bam. Prima și prima oară avem alimentatorul. Jap, jap, jap. Alimentatorul, să vedem aici ce alimentator avem, reușim și noi să focalizăm cameruțo, adică telefonul. Avem o putere de 10 V cu 0,2 A, 2,2 W maxim, cam acolo se situează acest alimentator. Da, interesant, avem și acel on-off, da, buton de on-off sau întrerupător. Mă rog, ce că îi zice întreruptor. Avem aici un manual de instrucționizări și toate drăciile astea. Oricum, noi nu-l citim că na, n-avem nevoie de așa ceva. În pachetel mai găsim și lampa. Așa. Destul de măricică. Mai măricică decât mă așteptam. Ia să vedem, domnule, ce avem noi aici. Ce avem, domnule, noi aici? Stai că nu mai iese și foșnesc punga asta, cred că vă rup urechile. Îmi pare rău, dar na, ce să și faci. Așa, aceasta este lampa. Și altceva în cutie? În cutie nu mai avem nimic. Aceasta este lampa. Aici avem, hai că am dat și peste trepied, este perfect. Punga care face 50 de milioane de zgomote. Aceasta este lampa. Vedem că este reglabilă. Ăsta este gâtul reglabil. LED-urile aici, așa să le pun ca să nu mai bată blițul și să ne rupă la ochi. Ok, și aici avem alimentarea. Să vedem unde intră alimentarea. Alimentarea intră foarte frumos aici. Da? Alimentarea intră foarte frumos acolo. Haideți să o și alimentăm. Aducem și noi o priză. Vino încoa. Aducem și noi frumos o priză. Introducem aici frumos la priză. Și capătul acesta îl introducem în lampă. Ta-da! S-a făcut lumină, frățic. S-a făcut lumină, e nebunit. Ăsta este, ia să vedem, butonul on-off. Hâț! 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 Cam asta este lampa. O să vreau să o folosesc să îmi bată în farină. Să mă vedeți mai bine în live stream-uri. Cam asta am să fac, să văd cum mă poziționez ca să nu-mi rupă ochii. Dar na, acum vedem. Eu așa aș vrea să o folosesc pentru chestia asta, adică să mă văd mai bine, să mă vedeți mai bine, că până acum folosesc ceva de, până în momentul de față folosesc ceva de genul, da? Pe baterii, adică am un acumulator aici și cu lampă din asta USB. Dar asta este, na, asta în comparație cu asta e mult mai puternică, adică, da, vedeți și voi. Deci, na. Și mai am una care
căreia i-am desfăcut căpăcelul. E, se vede mai puternic asta. I-am desfăcut acel, are un căpăcel de plastic de protecție și l-am desfăcut ca să bată un pic mai puternic. Și eu am una în stânga, una în dreapta, ca să mă vedeți acolo și să sting lumina și să mă vedeți ok. Și da, dacă să folosesc nebunia asta, deja vedeți că strică toată expunerea, adică pune probleme camerei video de la telefonul mobil. Bun, cam asta a fost unboxing-ul, un unboxing destul de scurt, destul de simplu din punctul meu de vedere, în care am prezentat fix ce trebuia prezentat, adică această lampă USB care are acest, cum să zic, picior destul de greu ca să stea bine pe treabă. Adică, na, asta e un metal, practic. Greu ca să nu fugă de pe masă sau chestii de genul ăsta. Mulțumesc frumos de vizionare, cam asta a fost unboxing-ul. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași tu un like. Dacă nu ți-a plăcut, și dislike-ul e opțiune. Dacă ești în trecere pe aici, pe la mine, pe canal și îți place ceea ce vezi, nu uita să te abonezi și tu cu clopoțel ca să primești notificări atunci când apare ceva nou sau când fac live-uri sau chestii de genul ăsta. Și bineînțeles, un share ca să vadă toți prietenii tăi și nu numai prietenii, poate și dușmanii, acest clip. Mersi frumos de vizionare, weekend plăcut tuturor, v-am pupat!